Să deschidem scripturile la cartea profetului Osea, la o altă temă în care să studiem viața și activitatea acestui proroc. Scrie aici, în capitolul 1, versetul 1, cuvântul Domnului spus lui Osea, fiului Beri. El a profețit pentru Israel și sunt date aici niște date și chiar în primele două capitole este prezentată viața acestui om care cred că vă amintiți că a fost nevoie să ia o soție. Scrie aici în versetul 2, curvă, un om care a fost nevoie să trăiască ceea ce spune și un om care a spus și a trăit potrivit cu ceea ce simțea Dumnezeu, potrivit cu ceea ce și lui Dumnezeu îi se întâmpla și spune în capitolul 3, versetul 1, așa. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibofnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Acest profet care a fost spus de Dumnezeu să facă niște lucruri ieșite din comun pentru a putea înțelege și pentru a putea profeți ceea ce trăia Dumnezeu în raport cu Israel. Oricum vrem să precizăm din capăt că situația aceasta lui Osea nu poate fi luată de cineva să-și justifice starea de păcat. Ce a fost cu Osea a fost un caz aparte. Să ne uităm pentru puțin la viața sa, urmând apoi să ne uităm mai pe larg la activitatea sa. Cât privește viața sa, scrie aici în 1 cu 1, că s-a derulat pe timpul împăraților Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărați în Iuda, și pe vremea lui Roboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, și acest împărat a trăit mult, 40 de ani, a domnit mult, și dacă scrie și de Ezechia, asta corespunde cu perioada celorlalți împărați a lui Israel. Deci a prins ultimii împărați ai regatului de Nord, a regatului care apoi a căzut sub asirieni. Cât privește vremea aceea, el a fost contemporan cu Isaia, cu Mica, cu Iona și scrie aici în capitolul 12, versetul 10, cred că și referindu-se la ceilalți lucrători al lui Dumnezeu din vremea aceea, eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci. A fost o perioadă cu mulți profeți. De altfel, se poate desprinde o regulă că atunci când poporul s-a străcat, a fost nevoie de proroci și mai mulți și mai puternici pentru a afirma adevărul lui Dumnezeu. Cât privește viața sa de familie, scrie aici în versetul 2, că i-a spus Dumnezeu, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie. Și el s-a dus și a luat pe Gomera, fata lui Diblaim, cu care a avut 3 copii. Primul, scrie în versetul 4, pune numele Israel, nume simbolic, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Jehu, ori Ieroboam era ultimul, de fapt penultimul, din seminția lui, din dinastia lui Jehu. Apoi, versetul 6, a născut o fată și i s-a spus să-i pună numele Loruhama, cea fără îndurare, simbolizând. Și apoi, un fiu, versetul 9, și Domnul i-a zis, spune numele Loami, ceea ce înseamnă, nu-i poporul meu, din nou simbolic, că Israel nu mai era poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai era Dumnezeul lor. Măcar că a trebuit să împărtășească o asemenea tristă situație în familie, să ai o nevastă străcată și niște copii la care să le pui nume
ca și cum ne-ar pune acum pe noi, dar asta e puțin spus, să-i pui nume la unul necredinciosul, la altul străcatul, niște nume din astea ca în fiecare zi, chiar când îi striga pe nume, în fiecare zi când, oricum în relația de familie avea de-a face cu ei, să fie, să trăiască din plin aceste stări ale lui Dumnezeu. Însă să știți că finalul, Dumnezeu i-a spus că va fi bun. Osea le-a făcut aceste lucruri prin credință. Scrie aici în 2 cu 23, îmi voi sădi pe Loruhama în țară și îi voi da îndurare, voi zice lui Loami, tu ești poporul meu, și el va răspunde, Dumnezeul meu. Fără să mai fie scris finalul acestor copii, dat fiind aceste profeții, putem să înclinăm, să credem că în final familia lui, datorită prestației sale, ca viață, ca trăire, ca lucrare, în final s-a redresat pe calea cea bună. Să privim acum la activitatea acestui proroc. O activitate foarte dură, am putea spune. Scrie în capitolul 6, versetul 5, căci cuvintele sale au fost ca un bici. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Vă amintiți în prima carte a împăraților când a fost Ilie undeva sus la munte, la Horeb? I-a spus Dumnezeu că cei păcătoși din Israel vor fi nimiciți pe rând, unii de sabia lui Hazael, alții de sabia lui Jehu și alții de sabia lui sau de Elisei. Cum i-a omorât Elisei pe oameni? Prin profețiile sale. Așa scrie aici, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele, care erau rostite prin acei proroci. Nu aceasta este dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îi face plăcere să folosească pe prorocii săi și să-i supună la asemenea canoane, dar este nevoit, scrie în capitolul 12, că alte lucrări a făcut Dumnezeu altă dată și altfel ar vrea să lucreze, 12 cu 13 și 14. Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt. Moise a fost un mare proroc. A fost o lucrare care i-a plăcut lui Dumnezeu să o facă. Apoi, și printr-un proroc a fost păzit Israel. Stăteau pe turn ca să vegheze de pază prorocii la rând. Iar când a fost chiar nevoie, spune versetul 14, când Efraim a mâniat rău pe Domnul, Domnul va arunca asupra lui sângele care l-a vărsat și va răsplăti ocara pe care i-a făcut-o. De-abia atunci a fost nevoie Dumnezeu să recurgă la un proroc pe post de bici al lui Dumnezeu. Vreau să privim la lucrarea sa împărțită în două. Mai întâi, cum Osea prin profețiile sale a descoperit trecutul și prezentul și apoi cum a prezis viitorul, cum a prorocit despre viitor. Știți, atunci când mergem înaintea Domnului sau când Dumnezeu în biserică descoperi ceva printr-o prorocie, fie că se fac descoperiri în trecut, Dumnezeu ne spune ceea ce noi am făcut, poate ceea ce nu știe nimeni decât noi sau poate nu știm nici noi, numai părinții, fie că ne descoperă niște lucruri din prezent, fie că descoperă viitorul care noi nu îl cunoaștem. Chiar și prezentul, să știți că pentru noi nu este cunoscut în totalitate. Noi cunoaștem lucrurile cât le-am cunoaște de bine în forma lor exterioară. Dar Dumnezeu cunoaște substratul tuturor problemelor. De aceea este nevoie ca și despre prezent Dumnezeu să ne vorbească. Mai întâi vorbind despre trecut, scrie în 11 cu 1, când era Israel tânăr, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Îi amintește Dumnezeu prin Osia la Israel, știi când erai tânăr? Cum te iubeam? Știi ce am făcut pentru tine atunci, în vremea tinereții tale? Când te-am scos din Egipt, din acel cuptor de fier? Și 13 cu 1, când vorbea Efraim în trecut, răspândea groaza în Israel, dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. În tinerețe Dumnezeu îl iubea, și de asemenea de partea lui Efraim când vorbea, se temeau demonii și popoarele din jur intra groaza în ele. Se întâmplă uneori așa în viața noastră de credință,
când am fost tineri sau când ne-a chemat Domnul la credință, când ne iubea și iubeam, când se ridica cu un asemenea om și prorocea, băga groaza în cei de față și știau toți că poate Domnul îi descoperă. Când predica un asemenea om, toate duhurile cădeau în leșin. Dar acum, de când se închină Efraim la Baal, a murit, sau altfel spus, s-a stins, s-a terminat cu vlaga. Îi amintește așadar Dumnezeu despre partea lui plăcută din trecut, despre frumusețea credinței sale de odinioară. Dar de asemenea îi amintește și cum a căzut. Citim în 10:9, din zilele Gibeii ai păcătuit, Israele, acolo au stătut ei ca războiul făcut împotriva celor să nu-i apuce la Gibeia. Vă amintiți din cartea Judecătorilor, când un levit a zăbovit peste noapte în Gibeia și oamenii de acolo erau din calea afară destrăcați. Și s-a adunat Israel sub conducerea lui Fineas și a spus să dea afară pe oamenii aceia să-i nimicească. Și ei au spus nu. Îi amintește Dumnezeu la Israel, iată când a început păcatul în tine. A început în Gibeia și n-ai vrut să-l stârpești. Și de atunci încoace păcatul s-a întins. Și spune 10:13, ați arat răul. Deci în loc să fie smuls, în loc să fie plivit, a fost arat, adică s-a lucrat pentru rău. Ați arat răul și acum ați secerat nelejuirea și ați mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteși. Vă amintesc de asemenea că acei oameni din Gibeia care n-au fost dați afară, erau poate cei mai viteji oameni din Israel. Știți că, fără să se folosească de o mână, trăgând cu praștia, puteau să nimerească un fir de păr în cale. Ce precizie aveau! Poate din acest punct de vedere n-au vrut să dea afară, că-s buni meseriași, îs buni oameni de luptă. Se întâmplă uneori, când nu poți renunța la cineva sau nu se vrea să se renunțe pentru că este un bun luptător, un bun predicator. Însă dacă este păcat, îi amintește Dumnezeu, acolo a început păcatul și voi ceilalți ați lucrat pe acest ogor. Și acum iată ce culegeți. Așa spune Pavel în Galateni 6, cine seamănă, aceea va culege. Și întotdeauna când seameni mai puțin și de secerat seceri, mai mult, că nimeni nu seamănă, să secere numai tot atâta. Atunci, unde se merită lucru? Dar dacă se și neprihănire și păcat se seamănă mai puțin și de secerat se seceră mai mult. Să privim acum spre prezent, după ce îi amintește aceste două aspecte, unul bun și unul slab din trecut, prin proroc este prezentată starea la zi a națiunii Israel. Iată ce trebuie să descopere prorocii Domnului, prin această mulțime de prorocii și de vedenii. Sunt prezentate mai multe lucruri, le vom lua într-o ordine. Mai întâi este amintim faptul că în Israel la acea oră exista o religie pe care eu am numit-o o religie plăcută. Hai să citim câteva versete. 5:11. Efraim este asuprit, zdrobit în judecată. Dar de ce? Căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Din ce a fost religios Efraim, rețineți când este vorba aici de Efraim, el este reprezentantul Israelului. De aceea, în loc de Israel, Osea foarte frecvent folosește expresia Efraim. Adăugăm apoi 8:4. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. După ce și-au ales din învățătură ce i-a plăcut, poporul a pus împărați și căpetenii tot ce i-a plăcut, fără știrea lui Dumnezeu și fără porunca lui Dumnezeu. Când se aleg învățăturile și nu se primește tot, deja este pornirea pe un drum rău. Dar când cei în slujbă sunt puși oameni care nu sunt cu Dumnezeu,
Când nu este consultat Dumnezeu la punerea oamenilor, oamenii în slujbă, atunci lucrurile se dărâmă efectiv cu totul. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea, adică nu l-au întrebat pe Dumnezeu și nu au așteptat ca Dumnezeu să le spună. Apoi spune și în versetul 2 că ei slujeau în felul acesta. Atunci vor striga către mine: Dumnezeule, noi te cunoaștem, noi Israel. Ei nu vreau să se dezică și să o recunoască că nu mai au de-a face cu Dumnezeu. Că ei au pus căpetenii fără știrea lui și au spus: nu, noi, Doamne, noi te cunoaștem. Însă auziți ce se întâmpla, se spune și versetul 1. Au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Dar poate mai puțin ne interesează pe noi ce au făcut ei atunci. Însă exact lucrurile acestea se întâmplă astăzi. Citim în Evanghelia după Matei despre unii care spuneau: noi te cunoaștem. Scrie în Evanghelia după Luca, dar noi citim din Matei: noi te cunoaștem, la noi nu li ți-ai predicat. Dar scrie aici în Matei 7:21: nu oricine zice Doamne, Doamne, cum spuneau cei din timpul lui Osea, vor intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am făcut noi câte și câte? Celălalt pasaj care vorbește despre a-ți alege ce-ți place, știți, 2 Timotei 4:3, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdelea urechile sau de lucruri plăcute, ce și-a ales Efraim, ce-i plăcea, și își vor da învățători, ce am citit în Osea, au pus căpetenii fără știrea Domnului. Ăștia își vor da învățători, nu după voia Domnului, ci după poftele, după poftele lor. Nu vor putea să sufere ceea ce este bun. Și ne întoarcem la Osea, capitolul 8, versetul 3, unde exact același lucru scrie: Israel a lepădat binele cu scârbă. Ei rămânseseră religioși, dar conducerea nu mai era a lui Dumnezeu. Din Scripturi alegeau ce le plăcea, binele și adevărul au dat cu piciorul în el, le-a fost greață de așa ceva și a rămas din toate astea o religie plăcută. Nu că le-ar place la cei firești o asemenea biserică? Păi mai greu la popa, că nu știu câte canoane și slujbe mai faci la cruce, așa stai liniștit în jilț. Nu te ține nici în picioare într-o biserică fără căldură. Ce-ți place? Alegi ce-ți place în slujbă, așa, într-un mod foarte democratic, care sunt cuminți? Cuminți așa în ghilimele, cuminți ca să trăiască bine și unii și alții? De-aia vom citi în această carte imediat că a spus Dumnezeu: cum le fac la ei din slujbă, așa le fac la toți și nimicesc pe toți. Pentru că erau tot o apă și un pământ. Însă, când a lepădat Israel pe Dumnezeu și a ajuns plin de idolatrie, i-au zis ce spune 8:8. Israel este nimicit, acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. Nu mai avea Israel niciun preț. Amintiți-vă că scrie în Isaia: pentru că ai preț, dau popoare pentru tine. Dar acum, printre popoarele alea care le-ar fi dat Dumnezeu, nu mai avea niciun preț, nu mai valora nimic. Și spune în 9:10, partea finală: s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși ca și acela care îl iubeau, fără niciun preț și urâți. Așa era Israel în ochii lui Dumnezeu. Așa era religia cea plăcută. Amintiți-vă ce spune Isaia, că v-am spus că erau contemporani. Ce spune Isaia, capitolul 1? Nu mai pot să văd, băi, sărbătorile voastre, mi-au ajuns o povară, un chin. N-ar fi cazul să ne întrebăm despre religia care este la ora asta pe glob? Mai citiți câte o carte care descrie religia din lumea aceasta, cum se comportă. Valurile acestea carismatice de ultimă oră, toată această pleiadă de biserici cu caracter ecumenic, toate aceste combinații de religii. Gândiți-vă la ora asta, ce studiem pe ei, este ca să ne gândim la noi. Cum privește Dumnezeu acum din ceruri, dacă atunci îl necăjea o țară de nimeni putea suporta? Da, acum tot pământul că îl necăjește, cum să uite?
haideți, măcar noi să-i facem bucurie. Și vor fi pe tot globul oameni care îi vor da slavă lui Dumnezeu. Măcar că ceilalți vor rămâne doar cu o religie de paradă, o religie care place. Însă ei, de fapt, erau niște oameni care erau idolatri. Spune în capitolul 4, de fapt, în 4 cu 17, Efraim s-a lipit de idoli. Și citim de asemenea și din 10 cu 2, inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. Rețineți, unii erau lipiți deja de idoli, unii erau numai așa împărțiți. Și cu Domnul, și cu idoli. Erau în două situații. Dar tendința, uitați-vă la ora asta, foarte mulți sunt la jumătate. Nici nu știi exact unde să-i clasezi. Unii sunt deja lipiți de idoli. Dar tendința este de la Dumnezeu către idol, de la Ierusalim spre Ierihon. De ne-ar întâlni bunul samaritean să ne lege rănile, să ne întoarcem înapoi. Apoi, citim despre această idolatrie în 10 cu 1. Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit și cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumusețea stâlpii idolești. Și apoi 13 cu 2. Și acum ei păcătuiesc într-una și își fac chipuri turnate din argintul lor, idol născociste ei, lucrări făcute de meșteri, acestora le vorbesc ei și jerfind oameni, sărută viței, cei doi de la Betel și Dan. Iată cum darurile lor, jertfele lor se îndreptau spre ceea ce iubeau. Unde ți este inima, acolo ți este și comoara și invers. De acum, amintiți-vă din Vechiul Testament, când se îndreptau spre idol, ce se întâmpla cu templu? Rămânea în paragină. Au spus la un moment dat un împărat, nu-mi pasă de el, de altarul acesta. Se vede dacă ești înclinat spre idol, după ceea ce oferi din plăcerea ta, după modul în care îți tratezi timpul liber, după modul în care îți investești un ban, roadele tale, pentru ce le dai? Pentru idol? Acolo este inclinația ta. Și pentru biserică o faci așa de silă, socotești eventual partea Domnului ca ceva în stilul unor taxe și impozite de la finanțe, Și mai degrabă cu afecțiune dăruiești pentru idol? Asta, pe asta se vede cât de tare ești lipit sau ești împărțit. Și spui, dau și pentru biserică, dar și pentru petrecerea și distracția asta. Atunci ești un împărțit între Domnul și idol. Dar asta nu va dura mult, că ori va iubi pe unul și va nesocoti pe celălalt, dar este om așa într-un tranzit, într-o cerere de la una la alta. Lucrul acesta era socotit de Dumnezeu curvie. Este normal să fie așa. Imaginează-ți că ai un soț și când vine în ziua când capătă salarul, să spună soție, poftim, 60% îi dau. Și la o alta care mi-a fost colegă și vecină și mă mai înțeleg eu bine, numai 40% îi dau, vezi cu cât ți-o la tine. Ce spune soția asta? E normal să-i dai în familie 100%, dar la Dumnezeu nu-i normal. Nu suntem logodiți și cu El? Nu ne tratează Dumnezeu în același raport? De sluji întru totul lui tot? M-am întristat când niște tineri au zis, dar măcar o dată să tot studiu, tot biserică, tot rugăciune, măcar o dată să ieșim. Asta știi cum sună? După ce să ajungi în cer, o să spui, Doamne, dar după vreo 100 de ani, mai lasă-ne vreo 2 săptămâni liber să chefuim. Cer cu vacanțe probabil vreți. Dar asta nu există. Dar cine a înțeles pe Dumnezeu, cum mai poți să spui 2 ore să vrei fără Dumnezeu? Aia e iad. Nu poți să-i dai lui tot.
roadele tale din via ta mănoasă, poți să le cheltuiești pentru altceva în afară de strictul necesar vieții și să nu-l dăruiești din iubire pentru Dumnezeu? Înseamnă că iubirea ta este atât de mică. Și pe lângă faptul că erau niște idolatri, niște oameni care comiteau adulter spiritual și adulterul fizic era prezent acolo. Citim în capitolul 4, de la versetul 13. Aduc jertfe pe vârful munților, artămâie pe dealuri sub stejar, plop și terebinți, a căror umbră este plăcută. Totul se mergea după plăcere, ca în judecător 17. În vremea aceea nu era împărat, fiecare făcea ce îi plăcea. Astea termină pe oameni, plăcerea asta. Că îți place. De aceea fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt prea curve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din templu. Poporul fără minte aleargă spre pieire. E normal, nu poți pedepsi pe copii când părinții sunt vinovați. Când cei în slujbă erau de vină, cum să-i pedepsească pe enoria, așa îmi spune. Să primim acum spre un alt aspect, și anume ignoranța lor. Cât erau, așa cum spune aici, de fără minte. Efectiv, nu știm cum să numim nepriceperea asta. Uitați-vă ce spune în capitolul 7, versetul 9. Ce se întâmplă cu poporul în asemenea situații? Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Mi-amintesc de niște vise care le-a avut un frate și un element din visele respective era acesta. Unii încercau să conștientizeze poporul de pericolul care vine. Ei erau fascinați. Într-unul din vise erau fel și fel de avioane colorate, care acrobații, picaje, chestii din acestea de aer și toți priveau fascinați după avioane. Și unii printre ei încercau să trezească. Nu fiți ademeniți de ele că astea vă vor hipnotiza și vor cădea în final peste voi. Dar nu vezi ce frumos fac? Și nu-i putea trezi efectiv. Așa se întâmplă acum ca și atunci. Nu-și puteau da seama. Erau parcă adormiți. Și spune și versetul 11, Efraim a ajuns ca o turturică proastă. Mai bună comparație n-a găsit Dumnezeu. Ca o pasăre fără minte. Ca o turturică proastă, fără pricepere, ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria. Îndreptarea aceasta spre lume, un popor nepriceput. Să ne uităm cât de nepricepuți erau datorită ignoranței lor, datorită lipsei de cunoaștere. Spune 4 cu 1, partea finală, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Versetul 6, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Dar credeți că erau proști? Și credeți că noi ne putem scuza acum, da, descris că în vreme în urmă cunoștința va crește, ce mai cauți cu versete din astea? Stați, că auziți ce s-a întâmplat cu ei. Fiindcă ai lepădat cunoștința, nu că n-au știut, erau proști, ca o turturică, că au lepădat, aici a fost prostia. Că dacă n-ar fi știut, spune contemporanul lui Osea, Isaia, în capitolul 35, că nebunii nu se rătăcesc. Nu, numai ăștia care leapădă. Pentru că ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Au lepădat și apoi n-au mai repetat cu biserica și cu citit, au rămas în urmă și de la o vreme, uiți, nu? Dacă v-ar întreba cineva să ne dea acum o lucrare de control cu o materie ce am făcut-o pe clasa 11 la școală, ce notă credeți că am luat noi care am terminat liceul de 10 de ani? Păi toți luăm 2. Poate din cultura generală iau 1-5. Păi normal, dacă n-ai mai repetat materia respectivă, nu mai știi. Așa e și cu Biblia. Nu mai repeți, uiți tot. Uiți până la urmă și Tatăl nostru. Uităm totul cu vremea. Și pe lângă faptul că nu era această cunoaștere a Scripturilor, nu cunoșteau nici puterea lui Dumnezeu și lucrările sale. Uite ce spune în capitolul 2, cu 8 și 9. De aceea îmi voi lua, eu spun pe scurt, binecuvântările, mustul, grâu,
Și acum îi voi descoperi rușinea, voi face să înceteze toată bucuria. Dar de ce? Pentru că n-a recunoscut, uitați, spune aici, în versetul 7. Apoi va zice, hai să mă întorc chiar la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum. Și n-a cunoscut că eu dădeam greul mustu și un de lemn. Toate binecuvântările acestea, după ce încep să uiți scripturile, nu-ți mai da seama că vin din partea lui Dumnezeu. Și în final, spune 8:1, au călcat legământul. Din necunoaștere, când nu mai vezi nici scripturile, nu mai vezi nici purtarea de grijă a lui Dumnezeu, casa Duhului, se rătăcesc, vă rătăciți, spunea Domnul Iisus, că nu cunoaște nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul cunoaștere însă, ca să nu pierim. Nu uitați-vă acum ce corupție era la ora aia. Mai întâi corupție spirituală. 5:10. Căpetenile lui Iuda sunt ca cei ce mută semnul de la hotare. Uitați-vă dumneavoastră și studiați. Într-o lege care începe să se strice. Ce să mai spunem în bisericile de acum? Că nu vorbim pentru greci. Pentru ei o predica Pavel la Atena. Uitați-vă cum semnele vechi toate se modifică, totul se amendează și apar modificări, apoi 6:9. Ceata preoților este o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârșesc omorul pe duhul Sihemului și se dau la mișelii. Sihemul era una din cetățile de seamă. Uitați-vă cum corupția spirituală merge în fața celorlalte. Când sunt corupți preoții, în ce fel corupți? Am citit din capitolul 4 că erau străcați. Mai poate un astfel de om să fie drept când vine cineva la judecată spirituală? Mai poate el să spună un cuvânt adevărat în biserică? Mai întâi corupție spirituală. Când toți se mânjesc, când toți păcătuiesc, când toți trag cu ochiul, toți mănâncă, toți beau și totul merge așa de-a grămadă. Apoi, citim despre corupție în societate, în justiție și în celelalte forme de organizare. 4:2. Fiecare jură strâmb și minte. La tribunal nu era o problemă. Jurăminte strâmbe. Apoi, 10:4. Ei rostesc vorbe de șarte, jurăminte mincinoase. Nu mai avea nicio bază. Totul era putred. Apoi, corupție în economie. Capitolul 12. Versetul 78. Efraim este un negustor care are în mână o cumpără mincinoasă. Îi place să înșele. La religie ce-i place, la economie ce-i place. În domeniul comerțului și celelalte. Și Efraim zice, cu adevărat, m-am îmbogățit, am făcut avere. Și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Rețineți! Totul era justificat că nu-i păcat. Au înșelat, corupți, străcați, nu-i păcat, băi. Cu vremea, probabil o să scoatem păcatul din univers, nu că îi va fi scos, că nu mai e nimic păcat. Și gata, am scos păcatul, nu mai e nimic păcat. Nu aș să scoate păcatul, că nu mai e nimic păcat. La forma și la definirea care l-a lăsat Dumnezeu, dar pentru ei nu era nimic păcat. Totul se putea justifica, totul era corupt. Apoi, pe lângă acestea, erau toate celelalte păcate, începând de la beție, spune în 7:5, dar și beția asta venea de sus în jos. În ziua împăratului nostru, căpetenile se îmbolnăvesc de prea mult vin. Știu eu care era ziua împăratului. Împăratul dă mâna cu bazocoritorii. Apoi, de la beție urmează celelalte și noi mai citim doar 4:2. Ucide, fură, preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. Ce se facă mai mult de atât? Crime după crime. De la beție până la crime, toate erau prezente. Iată ce a trebuit Osea să prorocească. Și poate noi ne speriem când un proroc descoperă un păcat de prea curvie sau îl descoperă pe cineva că a înșelat la servici. Bietul Osea descoperea de ăștia pe capete. Și lucrurile acestea erau foarte
deslănțuite în masă. Acesta era prezentul. Să ne uităm acum ce a profețit Osia despre viitor. Uneori este câte o prorocie și nu ni se pare nouă ceva. Dacă ați auzit o prorocie în care un om sau o grupare de oameni să se spună despre ce scrie aici, că străcați, că comit toate aceste lucruri, cum s-ar putea finaliza o asemenea prorocie? Ce le-ar mai putea promite Dumnezeu la ăștia? Hai să vedem ce urmează. Cum a profețit Osea viitorul? Sub două aspecte vedem viitorul. Judecata pentru pedeapsă, judecata ca pedeapsă și mântuirea prin pocăință. Pentru Osea mai era pocăință, mai era posibilitate pentru unii care trebuiau să se pocăiască. Spune mai întâi vorbind despre judecata de pedeapsă, 12:2. Domnul este în ceartă și cu Iuda, nu numai cu Israel. Și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui, îi va răsplăti după faptele lui. Mai aminteam noi la Amos și acum reluăm sub o altă formă, dar același lucru. De ce a recurs Dumnezeu la judecată de pedeapsă? De ce a recurgea Dumnezeu la pedeapsă? Și de ce recurge și acum? De ce a lepădat Dumnezeu pe ei? Pentru că, și vom citi versetele apoi, nu ascultau când erau învățați sau mustrați și pentru că se împotriveau. Împotrivirea aceasta când Dumnezeu îți vorbește, asta este culmea păcatelor. Să citim câteva versete. 9:17. Dumnezeul meu îl va lepăda pe Efraim. Dar de ce? Pentru că nu l-au ascultat. Neascultarea. Citim apoi mai departe. 13:9. Pieirea ta, Izraele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Din starea respectivă Dumnezeu îi putea ajuta. Un medic bun, un om cât ar fi poate de bolnav, în măsura în care a avansat medicina, îl pune pe picioare. Dar dacă nu se lasă pacientul, poate doctorul să-i facă ceva? Înmormântare eventual. Dar dacă nu ne lăsăm la Dumnezeu să ne ajute. Și apoi versetul 16. Samaria este pedepsită pentru că, motivul, s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Răzvrătirea aceasta, împotrivirea aceasta este vinovată. 11:2. Dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât se îndepărtau și au adus jertfe Baalilor. Dumnezeu le-a vorbit masiv că nu se întorceau. Dacă noi vrem să comunicăm cu cineva care e mai departe și o strigăm o dată să întoarce înapoi, mai strigi pe el? Poate câte unul care e așa mai bun de gură și spune tot de două ori pe o vorbă. Dar dacă se întoarce, nu mai strigi. Dar dacă vezi că nu se întoarce, așa e că mai strigi o dată. Că vrei neapărat să întoarcă înapoi, așa și Dumnezeu cu proroci. Nu se întorceau, strigat-o mai departe. Dar ăștia auzeau și se îndepărtau mai tare să audă mai încet. Din ce îi chema, din ce se duceau. Apoi spune, în versetul 7, tot din 11, poporul meu este pornit să se depărteze de mine. De aceea v-am spus, uitați-vă în viața dumneavoastră, așa cum a fost textul duminică seara și apoi ca să vedeți situația pe ansamblu, uitați-vă la grămadă. Care-i sensul de deplasare a bisericii? Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Astea sunt mișcări de trupe, așa cum se mișcă în armată. Nu dintr-o dată se mișcă, nu dintr-o dată migrează așa cum ar fi niște bombe să explodeze biserica, nu. Îs porniți să se depărteze. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Deci s-ar putea, dar nu vor. Pentru că sporniți în bloc și asta e cea mai tristă pornire. Când pornește numai unul, dacă se rătăcește numai unul, nu-i problemă. Dar nu știu uneori cum e când e numai o oaie în staul și sunt 99 rătăcite, cum să mai facă păstorul? Când e numai una, ei mai face ceva, dar ăștia sporniți în bloc să se depărteze. Citim și în 4:4.
Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă cu preoții. Iată așadar cum nu ascultau și din ce îi chema se împotriveau. Și atunci Dumnezeu a fost nevoie să recurgă la câteva pedepse. Eu citesc doar 2-3 versete, 6:1. Veni să ne întoarcem la Domnul, era sfatul prorocului, că cel ne-a sfâșiat. Dar tot el ne va vindeca. De ce i-a sfâșiat Dumnezeu? Ca să se întoarcă. El ne-a lovit, dar tot el ne va lega rănile. Citim apoi și 11:8. Au zis cum pedepsește Dumnezeu. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți facă Admei? Cum să te facă Țeboimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă. Înțelegem această expresie? Cum să te dau? Urma Dumnezeu să-i dea pe mâna asirienilor, să-i bată. Dumnezeu ce a spus în Vechiul Testament la Israel, dar copilul tău e rău și nu ascultă nici după ce l-ai pedepsit, îl duci la autorități să-l pedepsească. Ia asta face Dumnezeu. Când copiii lui n-ascultă, mai întâi ne bate el, că ni tată. Frumos, așa cu te-o noielușă. Și apoi, dacă în final n-are ce face cu noi, cum a făcut Pavel, nu? Ne dă la pe mâna satanei. O spus, cum să te dau la asirien, tu știi ce facă ea cu tine? Cum să te dau Israel la babilonien, ce-ți vor face ăia? Dar n-am ce-ți face, cu durerea a dat Dumnezeu. Dar a fost nevoit să-i dea pe mâna asupritorilor să-i pedepsească. Să ne dea și pe noi? Să nu ne dea nici pe unul. Mai bine să ne întoarcem, să ne pocăim cu toții. Că după ce te dă Domnul și în mâna lui grozav, sau când cazi în mâna lui să te dea mai departe, să te judece alții, să fii osândit odată cu lumea, cu durere va face Dumnezeu asta. Dar în final nu va avea altă soluție. Și pentru că mânia lui Dumnezeu se descopere oricând, Dumnezeu se mâne în orice vreme, spune Biblia în Psalm, uite ce spune în 10:10. Îi voi pedepsi când voi vrea. Și se vor strânge popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire. Știți ce înseamnă o nelegiuire îndoită? Una când o faci și a doua oră când ți-o spune și nu vrei să te pocăiești. Asta e îndoită. Că odată ai făcut-o și a doua oră o încuvințezi. O mai îndoi odată înapoi. Dumnezeu pedepsește pe oameni când vrea, însă nu o face decât atunci când El vrea. Noi am vrea poate așa să-i pedepsească urgent. Ca Ioan și Iacov, Doamne, pogoară foc din cer pe samariteni, stai o leacă să-i mântuiesc pe câțiva. Când vrea poate să-i pedepsească, dar mai întâi vrea, cu milă, El ne este Tată. Și apoi spune 14:15, de aceea, pentru că nu vor, se va stârni o zarvă împotriva poporului tău, în toate cetățiile tale vor fi nimicite, toate, cum a nimicit în luptă Shalman Bet Arbel, când mama a fost drobită împreună cu copiii ei. Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutății voastre peste măsură de mare. Iată când e vremea când pedepsește Dumnezeu. Când întrece măsura. Când trece de măsură, atunci îi spune în altă măsură. Și din măsura aia vine pedeapsa. În revărsatul zorilor se va isprăvi cu împăratul lui Israel. Se întâmplă că atunci când auzim noi câte o predică, câte o prorocie, sau când vine câte o pedeapsă din asta mai ușoară, cum a învățat la Amos, așa, graduală, dăm să ne pocăim. Cum dă câte un copil uneori să facă cu minte, spune, mamă, stă, fac așa și așa, dar e numai de formă. Credeți că la Dumnezeu ține pocăința asta de formă să ne ierte? Hai să citim ce spune prin Osea. Citim în 6:4. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. 7:14. Nu strigă către mine din inimă, ci din potrivă. Turbează după grâu și must și se răzvrătesc împotriva mea. Dădeau ei semne de pocăință. Știți că la un moment dat, pe timpul împăratului Zedechia, au luat rob pe frații lor împotriva legii. Și au zis, îi slobozim, dar i-au ținut mulți slobozi. S-au răzgândit imediat.
Un om care nu se pocăiește din inimă, știți cât îi ține? Câteva zile sau câteva săptămâni. Nu te poți pocăi dacă nu o rup de toate. Noi vrem uneori așa să pornim în larg, să ne dăm drumul și mai tăiem câte una, știi? Suntem legați de lumea asta cu câte o funie, știi? Câte o funie a plăcerii și avem cablu legat și aici și acolo, știi? Ca și cum ar fi pe diferite canale, știi? Și pe ăsta îl tăiem, celălalt tăiem și credem că pleacă de la o altă și de la o vreme și slunge asta, ne putem duce cu ele în larg. Te duci, dar știi cât te duci? Cât ține funea. Și iară te învârți roată. Nu-ți dai drumul pentru că nu din toată inima o faci. Dumneavoastră puteți crede că dacă noi din toată inima ne pocăim, Dumnezeu nu ne primește? De ce Dumnezeu e mincinos? Adică eu vreau cu tot din adinsul și Dumnezeu n-are chef? Nu există așa ceva. Dar Dumnezeu imediat măsoară aici, pune aparatul la inimă, spune cât vrea să pochească ăsta e tare. 80%, bun, mai lasă-l. Că știe calea 20%, iar rămân calea slabe, palea grasă și tot nu se îngrașă. Ca vacile lui Faraon. Nu te poți pocăi 80%. Dacă nu vrei din toată inima, dacă numai așa ca roa, bă, câte un program de biserică, bă, nu-i o cărăm sau devine vreo pedeapsă. Cineva în spital făgăduiește, fac așa și așa, cât îi ține? Până uite durerile, dacă nu-i hotără din toată inima să se întoarcă la Domnul și așa să ne ajute Dumnezeu. Băi, a spus amin, așa să fie, că dacă nu, aminul ăsta se răstoarnă peste noi. Hai să vedem așadar cum ar fi o pocăință din asta din toată inima. Oricum, o asemenea pocăință începe cu mărturisire, 5:15. Voi pleca, spune Dumnezeu, îi las singuri. Mă voi întoarce în locuința mea. Auziți, până când stă Dumnezeu pleca la el acasă? Până vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Până atunci nu-l mus pe Dumnezeu din cerul cu nimic. Poți să-i dai telefon? Cât vrei. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Cam așa a făcut Dumnezeu. A venit la ei și a spus, măi, dar fiți cuminți, dar ascultați-mă, dar nu faceți prostii. Ăștia nimic. Făceau că n-aud. Și Dumnezeu, bun, poftim, gata să mă duc acasă. Mă duc acasă, o trimis peste ei câteva necazuri, o spus, lasă că acum fugiți voi la mine acasă. Mă căutați voi acasă, dacă până am fost la voi acasă. Ca și câte un om care vine la domiciliu, vrea să-i facă un bine și nu vrea. Atunci nu mai lasă citația, spune, vii mâine la post. Vine eu singur. Dacă nu are oameni de ordine care l-aduc, așa e și Dumnezeu. Las că eu vă trimit necaz și veniți voi la mine. Mă căutați voi când nu o să vă mai, fie lucrurile cum trebuie. Și spune 6:1, veniți să ne întoarcem. 3:5, după aceea copiii vor și la Domnul și vor căuta pe Domnul. Să începe o adevărată pocăință din al cauți și acum și la amiaz și într-una. Și vor căuta pe Domnul și vor tresări la vederea Domnului și a bunății lui în vremurile de pe urmă. Al cauți și nu spui așa, l-am căutat și nu l-am găsit. Am încercat și încă una și cealaltă, dar n-a mers. Asta n-ai căutat, ai făcut-o de formă. Când vrei să cauți ceva, Biblia spune în Matei 7, cine caută, găsește. Ori nu-i Dumnezeu de găsit, e de găsit. Spune și 14:2, aduceți cu voi, când îl căutăm pe Dumnezeu, cuvinte de căință. Întorceți-vă la Domnul, spuneți-i. Auziți cum îi sfătuie Osia, măi, când mergeți la Dumnezeu în audiență, nu mergeți așa ca fariseul la biserică. Că nu vă acceptă, întoarceți-l la Domnul și spuneți-i, iartă toate nelegiurile noastre, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de taur lauda buzilor noastre. Că nu tauri, spunem Psalmul 50, că îi vrea Dumnezeu, că ăștia i-au dat ei. Vrea inima noastră și gura noastră, asta vrea Dumnezeu și să-i o dăm de acum. Până acolo încât scrie în 2:17, voi scoate din gura ei numele balilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. Am zis mai adineauri despre a fi devotat în totul Domnului cu tot ce ai. Știi până trebuie să meargă devotamentul nostru? Lucrurile care ți-au fost dragi, nici măcar pe buze să nu le mai pui, nici măcar să nu le mai amintești. Până acolo vrea Dumnezeu să ne smulgă de păcat. Nici măcar să nu mai pronunți expresia respectivă. Tot aceea din capitolul 2, fiind aici, vorbim despre o dedicare totală în ziua aceea,
Zice Domnul, în vezi zice, bărbatul meu și nu vezi mai spune stăpânul meu. Cum privim noi pe Dumnezeu după ce ne pocăim? Așa ca un stăpân și poruncește și dacă nu te tem, te bate. Și auzi ce spune de la biserică, ne pedepsește. Așa te uiți la Dumnezeu. Stăpân, măi, Dumnezeu face ce vrea, musai să asculți. Ce o să faci în raiul veșnicie cu frica în spate? Musai să asculți, nu? Asta e ideea diavolului. Dar normal că Iov te ascultă și tu îi dai. De-aia să străca stârgul, să vezi, mai faci așa? Nu să-L consideri pe Dumnezeu stăpân, ci să-L consideri bărbat, tată, ca unul care ne iubește, o relație intimă, apropiată, așa ne vrea Dumnezeu. Numai să-L înțelegem. Și stăpân este, îi dăm și teama respectivă, îi dăm cinstea de tată, asta ne vrea Dumnezeu în final. Și spune aici, de la versetul 19, te voi logodi cu mine, auziți ce relație vrea Dumnezeu. V-ați gândit sau se gândește cineva, vrea să ne ducă Dumnezeu în cerul de corvoadă probabil, prin cer că de când o dat pe demonia de jos, acum n-are cine-i sluji, nu? Nu, auziți, vrea să ne ducă de logodnică, de mireasă, așa vreți? Unii mulțumiți se ducă în altă țară pentru un salar bun, la cea mai josnică muncă, nu? Dar dacă v-ar spune unul mare de știu de bun într-o țară deosebită, că vă duce de mireasă și nu să facă harem, numai una, cum v-ați simți? Păi nici n-ați mai călcat pe pământul ăsta românesc. Vi s-ar părea că plutiți. Dar de ce n-am fi și noi așa? Nici să nu ne mai pase că plutim pe pământ. De acum noi suntem a lui Iisus și El va fi în curând mirele nostru. Și au zis, dar cum ne logodește, voi logodi cu mine pentru, totdeauna nu mai rețineți condițiile, neprihănire, că n-are nevoie de o fată rea. Ce să facă cu ea? O nevastă care să fie rea în viitor, neprihănire, judecată-i drept, mare bunătate și îndurare. Fii neprihănit, că te judecă, dar te judecă cu bunătate, îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie. Credincioșia este o roadă a Duhului Sfânt și parte din acestea sunt roadele Duhului Sfânt. Suntem noi credincioși lui Dumnezeu? Avem devotamentul acesta nu de frică, nu de spaimă, nu de ochii oamenilor, ci din credincioșie față de legământul care l-a încheiat cândva. Cum spunea fratele duminică seara, nu avem contract cu alții, noi avem direct cu Dumnezeu. Prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Să îl și cunoaștem în final și să ne pocăim cu adevărat. Bine ar fi să se pocăiască cu toții, spunem 14:1, întoarce-te, Israele, să se întoarcă cu toții. Dar dacă nu se întorc cu toții, întoarce-te individual, auziți ce spune în 12:6, tu dar întoarce-te la Dumnezeul tău, tu singur, păstrează bunătatea și iubirea, până ți-o oferă Dumnezeu și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Să o facem cu toții. Și dacă la tine acasă nu vrea nimeni, fă-o tu. Dumnezeu primește și câte unul. E scris că e bucurie în cer, nu? De aici rezultă clar că primește și câte unul. Sau toți, sau toți, sau câte unul. Cum venim? Și să încheiem cu 3 idei din această carte. Vedeți, era o problemă în Israel, că toată țara era pocăită. Și unii, și plecând de ei, spun că e bine să fie puțini, că dacă sunt mulți, e rău. Și e drept, e adevărat asta. Scriem 4:7, cu cât s-au mulțit, cu atât au păcătuit împotriva mea. Unde sunt mai mulți, e mai greu. Toată țara era așa. Însă, vrem să spunem ce scrie aici în 1:10. Măcar că mulții greu, și noi suntem o biserică numeroasă, și pocăiții s-au mulțit, și măcar că majoritatea fac ce nu trebuie uneori, spune aici în 1:10, totuși numărul copilului Israel va fi ca nisipul mării. Să știți că totuși vor fi mulți mântuiți, cu condițiile care le-am spus. În acei mulți văzuți de Ioan în Apocalip 7 vom fi și noi? Știți, unii oameni se duc la extreme. Spune, măi, de-ați mulți mântuiți.
Spune, nu, ai văzut care sunt condițiile, numai câte unul. Să credem că e loc pentru toți. Dar unul dacă găsește acolo în cei mulți, după Matei 22, că nu au avut haină de nuntă, ce face cu el? La Dumnezeu nu merge unde a mers mia, treacă și suta. Nici unul la mie nu încape. Sus, out. Mulți vor fi mântuiți. Raportat la viacuri și așa. Sunt mulți chemați, puțini aleși, dar pe ansamblu din aceștia, în final, totuși vor fi mulți. Și este loc și pentru noi toți. Am amintit aceasta, nici să nu credem că toți mulți vor intra, spunem, dar ăștia toți îi spocăiți, ce face Dumnezeu cu ei? Cu cât s-au mulțit, cu atât au păcătuit. Dar totuși, vor fi mulți care vor intra acolo în condițiile date de Dumnezeu. Totuși, numărul copiilor Israel va fi ca nisipul mării și neamurile de asemenea au și ele un număr mare. O doua regulă, sau principiu 14:9. Cum de-au căzut ăștia, au căzut ăștia așa de mulți? Probabil o fi greu să-i slujim lui Dumnezeu, de-aia cad atâția. Cine este înțelept se aseamănă la aceste lucruri? Cine este priceput, nu nepriceput și prost ca o turturică? Cine este priceput să le înțeleagă că șcăile Domnului sunt drepte? Cei drepți, cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Asta e regula. Fii cu minte, omule, și înțelege că căile Domnului sunt drepte. Dar dacă ar fi să stăm pe loc, poate că n-ar cădea niciunul, nu? Că din cei care stau pe scaun, numai dacă e cutremur cad. Dar care umblă, drumul îngust, probleme, dacă ești drept, să știi că nu cazi. Și dacă cazi, spunem Psalmul 37, Domnul te ia de mână. Dar care nu rămân pe cale? Cei răzvrătiți. Asta ce înseamnă? Că și după ce ești sesizat, și după ce Domnul te înștiințează, tu te răzvrătești. Și ăștia cad în final. Pentru ăștia nu există mântuire, pentru răzvrătiți. Pentru răzvrătiți nu există mântuire. Că se împotrivesc. Împotrivirea este motivul lepădării oamenilor. Pentru că leapă de binele cu scârbă. Că nu poți să-l faci, Domnul te ajută. Și un al treilea și ultim principiu, 14:4, le voi vindeca vătămarea dusă de neascultarea lor. Frați și surori, mulți am greșit în scurta noastră istorie, că e mai scurtă ca lui Iacov. Și n-am fost neascultător și Domnul ne-a dus vătămare, că este drept, nu poate să ne lase nepedepsit. Spune Biblia în alt profet, îmi este Efraim un fiu scump, când mă gândesc la el, dar spune acolo, nu pot să te las nepedepsit. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Care este finalul unei adevărate pocăințe? O iubire cu adevărat. Acesta e finalul. Să ajungi să-L iubești pe Dumnezeu cu adevărat și să înțelegi mai întâi că ne-a iubit cu adevărat, la modul general, da, ne iubește Dumnezeu, ne iubește. Dar și când te pedepsește, și când ne cere să-i slujim așa și așa, și atunci crezi că ne iubește cu adevărat? Să știi atunci că mânia se va abate de la noi. Și cum spune în Ioan 5, nu mergem la judecată, mânia s-a abătut de la noi. N-am fost rânduit, spune Pavel în Tesalonicen, la mânie, ci la viață, la iubire. Asta vrea Dumnezeu și în Vechiul Testament, numai nu le putea spune. Că dacă îi declar cuiva în timp ce îl pedepsești sau în timp ce nu înțelege că îl iubești, crede că le-i așa, în bazocură. Și Dumnezeu a așteptat mai tare să ne spună că ne iubește Noul Testament după ce ne-a dat dovada de iubire prin Iisus. Și acum ne îndoim că ăsta e finalul pocăinței. O veșnicie în care să te iubească Dumnezeu cu adevărat. Cât va fi de frumos! Să te iubească Dumnezeu cu adevărat pentru eternitate și să răspunzi cu aceeași iubire. Asta e viața prorocului. Și ca să poată proroci ca atare, l-a făcut Dumnezeu în tinerețe să trăiască acea dramă familială cu Gomera și cei trei copii, care îs și nu-s și în final vor fi. Iată, dat fiind starea trecutului când le-am iubit pe Domnul, cândva cu noi are treabă Domnul, care a încheiat un legământ.
Dar poate cândva păcatul a intrat în viața noastră. Și vin proroci. Și ne descoperă prezentul, că poate suntem corupți, poate nu suntem drepți, poate vreun păcat a intrat în viața noastră. Poate le pădăm binele și ne avertizează Dumnezeu să ne pocăim, începând cu mărturisire, în a-L căuta pe Domnul stăruitor și în a ne dărui Lui ca unui soț, 100%. Că dacă nu, cu toată durerea, Dumnezeu ne va pedepsi aici pentru îndreptare, iar în final își va răsfrânge mânia peste noi, lucru care nu doresc să o facă. Și noi, ca niște oameni drepți, să rămânem pe căile Lui drepte. Și ca niște oameni care am cunoscut iubirea, să-L iubim și noi. Știți numai cât? Numai cât ne-a iubit El. Că e suficient, că mai mult nu se poate. Ajunge atât. Domnul să ne umplă de iubirea Sa. Și să nu ne mai despărțim niciodată de iubitul inimii noastre, pentru că suntem logodiți cu El și așteptăm o nuntă binecuvântată. Adă, Doamne, ziua aceea. Amin.